Circuitul Scat Kart din Târgu Secuiesc a îmbrăcat haine noi după o perioadă de aproape un an, timp în care pista și locația în general au suferit ample modernizări. Este motivul pentru care locația lui Ștefan Lucian, președinte al Federației Române de Karting, a reintrat în calendarul întrecerilor din campionatul intern al acestei discipline sportive, rezervată temerarilor căluților putere pe patru roți. Am revenit așadar la Târgu Secuiesc pentru a vedea la lucru în cadrul etapei a treia, cei aproape 30 de piloți care în acest sezon se întrec la patru clase de putere. Prichindeii competiției sunt cei în vârstă de 7 până la 9 ani și concurează la clasa Pupo. După două manșe aprig disputate, clasamentul general al rundei l-a avut în frunte pe Mario Petrache, secondat de Andrei Carcea, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de Andrei Mărgărit. Marele spectacol a fost asigurat la clasa de putere mini 60 cm cubi, acolo unde avem cel mai mare număr de participanți. Au fost două manșe diferite, mai puțin în ceea ce îl privește pe învingător, Leonard Borlovan de la clubul Abbas din Timișoara, reușind să se impună la capătul ambelor curse și să urce pe cea mai înaltă dreaptă a podiumului de premiere. Am constatat încă o dată că elementele de securitate care alcătuiesc un monopost de karting sunt bine puse la punct, motiv pentru care accidentul pe care tocmai îl vedeți a fost unul fără urmări. Poate doar sperietura la care au fost supuși spectatorii și sportivii implicați în acest carambol. Oricum, asistența medicală este nelipsită la aceste competiții, iar personalul ambulanței a dat verdictul sănătos tun. La clasa de putere KF3, rezervată celor de la 13 la 15 ani, am consemnat o victorie oarecum surprinzătoare a sătmăreanului Andrei Vaida, un debutant în cadrul acestei categorii. Concursul celor de peste 17 ani, care se întrec la clasa KZ2, a fost câștigat de favoritul gazdelor, Victor Ștefan, urmat de Eduard Bârloiu și Lucian Baboian.